gesturi ironice la fereastra președintelui Klaus Iohannis, polițiștii din Europol și Publisind și-au strigat nemulțumirile la adresa guvernanților. Nemulțumiți de salarii și afirmând că sunt forțați să lucreze zi de zi în condiții grele, protestatarii s-au legat cu lanțuri și s-au îmbrâncit cu jandarmii. Nu ni s-au recalculat, nu s-au făcut de absolut aproape 10 ani de zile, nu s-au umblat la aceste salarii. Foști colegi de-ai noștri care s-au pensionat la 55 de ani, să zicem, după 5-6 ani de zile au decedat. Din ce cauză? Întrebăm pe politicieni. Din ce cauză? Din cauza condițiilor de lucru din penitenciar, care sunt foarte grele. Da? Pentru asta protestăm. Vii și ne spun că la privat salariul este mai mic, dar nu ne spun că la final de lună patronii încurajează munca la negru și la gri și plătesc angajații și salariații cu bani din buzunar, din profitul negru pe care îl realizează, fără să plătească taxe la stat. Nu ne facem nicio iluzie, Câțu este decis, o arată, e un ministru, un prim-ministru care rezistă, a spus ca și coafiura. Noi asumăm în continuare agresivitate din partea lui orientată contra bugetarilor, așa cum și el trebuie să-și asume o guvernare cu Publisind în stradă. O să continuăm și în martie. Fiindcă guvernanții nu au aplecat urechea la cererile lor, astăzi, de 1 martie, polițiștii au continuat protestele la Ministerul Muncii. Asta și în urma amenințărilor prim-ministrului Florin Câțu la adresa sindicatelor care deranjează cu proteste. Sindicaliștii promit că vor continua acțiunile de acest gen până atunci când situația se va rezolva.